Salut, mă numesc Septimiu și în cele ce urmează o să vă prezint un experiment din domeniul microcontrolerelor care conține atât o parte hardware cât și una software. Un microcontroler este un circuit integrat situat în centrul plăcuței electronice din această imagine. El poate rula program, dar în același timp la bolele sale pot fi conectate diferite componente. În acest caz este conectat prin patru fire un senzor pentru măsoarea distanței situat în partea stângă a imaginii. Un senzor transformă mărime neelectrică, distanța în acest caz, în una electrică, anume un impuls de tensiune vizibil pe ecranul osciloscopului situat în partea dreaptă a imaginii. În fața senzorului este așezat un obstacol simulat prin această cutie. Microcontrolerul transmite la senzor un impuls de durată fixă, la care acesta răspunde printr-un impuls de durată variabilă, dependentă de distanța față de obstacol. Se observă că dacă distanța crește, impulsul este din ce în ce mai lat, iar dacă distanța scade, impulsul se îngustează. Rezultă că pentru a măsura distanța până la obstacol este suficientă măsurarea duratei impulsului, intervenind apoi o constantă de proporționalitate. Microcontrolerul face aceste măsurări și, folosind conexiunea USB, transmite la PC atât valoarea distanței în centimetri, cât și mărimea impulsului în microsecunde. Acestea se pot vedea pe monitorul din față. De exemplu, acum distanța scade 6, 5, 4 centimetri. Dacă la un moment dat obstacolul dispare brusc, forma semnalului trimis se schimbă radical, lucru care se vede și pe osciloscop. Programul detectează acest lucru și trimite către PC un mesaj adecvat, anume că nu este obstacol. Dacă obstacolul reapare, funcționarea continuă ca și până acum. Un astfel de senzor se folosește în industria automobilelor, de exemplu pentru parcarea automată a mașinilor. Vă mulțumesc pentru atenție!